Pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, Politehnica primește vizita celor de la FC Hermannstadt. Se întâlnesc ultimele două clasate din Liga 1. În jocașul spaniol poate să-și pune echipa pe contraatac. Maioral pleacă excelent, continuă David Maioral, să-l vedem pe acesta cum finalizează. Maioral șutează extraordinar de prost dintr-o poziție foarte bună. Incredibil. Iată-l de unde pleacă pe mijlocașul venit de la Murcia înainte de startul acestui sezon. Probabil că după acest sprint din marginea unui careu de 16 metri până în marginea celuilalt careu, nu a mai avut luciditatea pentru a finaliza cum trebuie. Jucător venit în fotbalul românesc prima dată în urmă cu mulți ani. Aici un gol pentru Poliaș, 1-0 pentru formația lui Nicolo Napoli din minutul 11. Fază foarte bună de atac cu un șut, n-aș spune imparabil, și cu o ușoară ezitare a lui Cristiano. Frumoasă execuția lui Popadiuc. Vom vedea pe relori dacă este sau nu vinovat portarul Sibiului. Doru Popadiuc la golul cu numărul 3 în actualul campionat. Intrat pe gazon în urmă cu 4-5 minute în locul lui Antonio Mihai Stan. Popadiuc este omul care deschide scorul. Revedem șutul foarte frumos din 18 metri. Și spun eu, are partea asta de vină și Cristiano Figueiredo, jucătorii lui Nicolo Napoli, care nu reușește să scoată foarte departe mingea. Superb șutul lui Dulbea, foarte bună intervenția lui Laurențiu Brănescu, care are soarele în ochi în această primă repriză. Șutul e pe portar, dar e un șut bun și o intervenție pe măsură a lui Laurențiu Brănescu, portarul care a fost, au fost două victorii și două remize. Juranovic ratează o ocazie imensă în acest minut 24. Blocat vârful din Muntenegru. Putea să dubleze avantajul echipei sale. Iată un moment de neatenție a lui Matricardi, care arată foarte rău în duelul cu Juranovic. Doi jucători puternici, iar Cristiano Figueiredo își mai repară puțin din greșeala. Mățel continuă cu un șut reținut fără probleme de Laurențiu Brănescu. Mone a putut fi legitimat abia în ianuarie. Aici Platini e în ofensivă. Platini cu o pasă bună spre Juranovic. Mingea ajunge în brațele lui Cristiano. Iată ocazia de 2-0 a ieșenilor din urmă cu câteva minute, cu pasa lui Platini spre Juranovic. Dacă îi trimitea cu jumătate de metru sau un metru mai în spate, era o șansă mare de tot. Foarte bine, Maioral centrează în fața porții spre Azalde și Bagaric. Este o intervenție bună a lui Bușu, care se și accidentează, care scria 1-1. Foarte interesantă pasa lui David Maioral, 6 metri. Baxevanos este omul care a respins mingea și nu Bușu, îmi cer scuze. Juranovic șutează prost direct în zid, șutează mai bine la a doua încercare Uroș Juranovic. Ca de obicei, Vanso execută faza fixă pentru Poliaș. Aici e șansă imensă pentru Popa. E penalti pentru Poliaș. Juranovic va încerca să dubleze avantajul echipei din Copou în acest minut 65. Uroș Juranovic. Și iată faza cu mingea care ajunge la Popa. Popa dă în minge, se ciocnește de Cristiano și Viera. Se aude fluierul lui Marcu. Juranovic șutează, apără Cristiano Figueiredo. Ce bine s-a întins golkeeperul Sibiului și a păstrat echipa sa în joc, pentru că la 2-0 în acest minut 66 cred că era mai complicat. Iată din nou faza care a dus la acest penalti, cu momentul în care Cristiano intră în Popa, dar aici se întinde excel. Vreo 15 minute cu tot cu prelungiri. Centrează Sebaichi, o face bine, bară!
putea să aducă egalarea pentru echipa lui Eugen Beza. Vă spuneam, Beza a reprezentat Sibiul ca fotbalist cu toate echipele care au evoluat în Liga 1 și Liga 2 din Sibiu în ultimii 21 de ani. Inter Sibiu, FC Sibiu și Voința Sibiu. Corner pentru Hermannstadt, bătut înalt pe bara a doua și este o ocazie imensă ratată de Bagarici. În primă fază, Brănescu a respins la acea lovitură de cap a lui Matricardi. Revedem cornerul bătut de Sebaihi. Brănescu respinge, iar Bagariș nu prinde cadrul porții din 2-3 metri. Astăzi nu prea am jucat bine și eu cred că am avut ocazia și n-am dat gol și asta a fost astăzi. Unde s-a făcut diferența? Eu cred că cu dorința, pentru că nu am fost așa de montat cu Argeș, s-a văzut de la început, am primit gol și după asta nu am putut să egaleze. O postură destul de grea pentru voi în clasament. Sigur, sigur că da. Nu am făcut un campionat bun. Eu cred că în play-out e alt campionat. Trebuie să avem altă atitudine, altă moral. Pentru că dacă jucăm tot așa, eu nu cred că avem șansă. Unde se va face diferența în play-out? În play-out e vorba de mental, mai mult mental. Pentru că acolo fiecare meci contează. Trebuie să joace fiecare meci cu finala. Păi contează foarte mult lucrul ăsta. Ce ne poți spune despre acest antrenor? Eu cred că e la început de drum, că e tot antrenorul nou, nu a venit, pentru că și tot așa anul trecut am avut cu Mr. Ruben și tot așa a fost pentru el un început la Hermannstadt și noi avem încredere în Mr. Eugen. Eu cred că tot împreună scoatem. Crezi în evitarea retrogradării? Eu cred 100%, pentru că dacă nu cred, mai bine stăm acasă. Pentru că fiecare trebuie să joace șansa lui și după în jumătate de puncte, eu cred că nu așa mare diferență. Și avem șansa noastră, dar tot depinde de jucător, tot depinde cum ne antrenăm, tot depinde cum jucăm. Asta e foarte important pentru fiecare echipă. Cum a fost partida? Unde s-a făcut diferența? Partidă echilibrată, cred eu. Diferența a făcut că noi am marcat la ocazia pe care am avut-o și cred că atunci la penalti, dacă făceam 2-0, cred că închideam meciul mult mai repede. Așa au avut și o ocazie, după aceea au avut o bară. Pe total, cred că este o victorie meritată și am muncit mult pentru această victorie. V-ați revenit acum cu moralul, sunteți acolo la bătaie cu toate echipele. Da, moralul ne este ridicat, acum avem două victorii la rând, nici nu știu de când am mai făcut asta. Și intrăm în play-out cu încredere și sper să ne ridicăm de acolo de pe ultimul loc și să ajungem cel puțin pe locurile de baraj. Financiar cum ești? Financiar, problemele se vor regla cu siguranță, noi trebuie să ne facem treaba pe teren și să dăm 100% la fiecare meci. Cum e cu Mister pe bancă, 3 victorii de când a venit el? Da, a avut un impuls foarte bun asupra noastră, ne-a dat încredere, moral și asta se vede în teren, o atitudine bună și eu cred că o asejare defensivă foarte bună atâta timp când am luat gol. Primul meci din play-out? Am văzut că este la Argeș. Mergem acolo să câștigăm, să adunăm puncte ca să ieșim de pe ultimul loc.